Marea Britanie a votat ieșirea din UE într-un referendum istoric după 43 de ani petrecuți în blocul comunitar. Rezultatele Brexit au surprins întreaga Europa. Britanicii au ales să iasă din Uniunea Europeană. Primele efecte se văd deja. Moneda britanică a înregistrat o scădere bruscă. Efecte de formă le vom vedea și le vedem deja de azi dimineață. O scădere cu peste 20% a cursului lirei sterline, efecte de nesiguranță și de neîncredere a investitorilor față de Marea Britanie, plus că deja am văzut reacțiile liderilor politici din Țara Galilor și din Irlanda de Nord și din Scoția, care vorbesc tot mai mult despre necesitatea unor referendumuri de independență. Astfel, continentul european se confruntă cu o epidemie răspândită de Marea Britanie, referendumul privind apartenența la Uniunea Europeană. Franța, Italia și Olanda cer ca cetățenilor să fie consultați cu privire la moneda euro și la rămânerea sau ieșirea din Uniune. Premierul David Cameron a demisionat în urma rezultatelor Brexit. Acest lucru se va întâmpla până în luna octombrie, deoarece Cameron dorește o predare treptată a puterii, urmând ca negocierile cu Uniunea Europeană privind ieșirea din Uniune să fie purtate de noul premier. S-a notat pe premierul David Cameron că și-a dat demisia, dar și-a dat demisia cu un termen de 3 luni de zile și abia viitorul premier, care va veni într-adevăr tot din partea Partidului Conservator, abia viitorul premier va trebui să abordeze aceste negocieri. Parlamentul german se va reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru a discuta despre repercursiunile Brexitului, a declarat Volker Kauder, un apropiat al cancelarului Angela Merkel. Întrebat despre Brexit, Donald Trump a spus: și-au reluat controlul asupra țării lor. Este un lucru minunat. Președintele Klaus Iohannis a declarat că românii își pot păstra calmul și că nu este cazul să ne îngrijorăm peste măsură, după ce Marea Britanie a decis să iasă din Uniunea Europeană. Din discuțiile preliminare pe care le-am avut cu liderii politici, am înțeles că toată lumea este perfect de acord ca România să continue calea europeană, iar din discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru, cu domnul guvernator, am înțeles că nu sunt motive de îngrijorare pentru economia românească și pentru finanțele românești. Cei aproximativ 400.000 de români care muncesc în Marea Britanie spun că decizia britanicilor de a ieși din Uniune este una greșită și se tem pentru locurile lor de muncă. Mulți sunt deciși ca, dacă situația economică a Regatului Unit se va înrăutăți, să se întoarcă în România. Afectează direct cetățenii români care locuiesc și lucrează în Marea Britanie. Avem 150.000 de oameni de români care sunt acolo cu acte și sunt unii dintre ei sunt chiar și cetățeni britanici. Și în total vreo 400.000 de oameni care muncesc de români, care muncesc acolo ca vinieri din construcții, la îngrijire de bătrâni, pe termen scurt, așa cum am văzut și pe premierul Cioloș și pe președintele Iohannis, pe termen scurt, nu se va întâmpla nimic. Procesul de dezaderare va dura cel puțin 2 ani de zile, timp în care Marea Britanie va rămâne membră UE. Ce se va întâmpla după această perioadă de timp va fi rezultatul negocierilor purtate de către noul premier. O negociere pe toate planurile, politice, economice și administrative. Vă spun sincer că la momentul ăsta de mine nu știe exact ce se va întâmpla. Dar eu totuși îmi pun speranța că și această dezaderare a Marii Britanii va funcționa așa cum funcționează astăzi relația dintre Uniunea Europeană și Norvegia și Elveția, adică într-un semi-parteneriat european. Potrivit rezultatelor finale, 51,9% dintre alegători au votat pentru Brexit. Prezența la vot a fost de 72,2%, mai exact peste 17 milioane de britanici au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană.